Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod. Un episod în care vorbim despre scuterele de 125 de centimetri cubi. Nu o să mai spun centimetri cubi de fiecare dată, este un scuter de 125, mi se împletișește limba și printre altele vreau să explic cât de repede pot și cât de concis pot de altfel, cum este un scuter de 125. Am trăit cu el o săptămână și vreau să vă spun și vouă cum a fost. Prima concepție greșită este că nu sunt de ajuns de puternice și că nu merg nicăieri. La deal abia urci cu ele, la vale abia cobori. E bine, toate lucrurile astea le demontăm astăzi și vă explic cum a fost experiența mea cu un scooter 225 și vorbim și despre faptul că în curând, așa se pare, vei putea conduce un astfel de scooter cu categoria B. Și ce se întâmplă dacă ai categoria B? Nu o să te bucuri foarte tare, să spun de ce. Pentru că chiar dacă se va da legea, să știi că va trebui să facem în continuare ore în poligon, dacă nu mă înșel vreo 10. Așa că nu te bucura că o să conduci, să mergi imediat pe chestia asta, pentru că asta este o motocicletă. Chiar dacă arată ca un scooter, este o motocicletă în adevăratul sens al cuvântului. Realist vorbind, un scooter de 50 în București este foarte problematic. În București se merge în general cu peste 50 de km, 60 de km pe oră, în general cu 70-80, hai să nu mai dăm după vișini, pentru că toată lumea se ascunde, de parcă nu știe nimeni cu ce viteză se merge în București. Nu spun că și în celelalte orașe e la fel, dar eu vă spun că în București este cam asta e viteza, 70-80. Cu mopedul de 50, scooterul, e bine, este foarte dificil să zici pasul cu traficul. La 45 km la oră este periculos. O mică paranteză este că dacă ai un scooter în doi timpi, care e și scoasă limitarea, ceea ce nu e deloc legal, dar faci asta pe propria răspundere, e bine, poți să ții pasul cu traficul, dar până la un anumit punct. Symphony este cel mai celebru scooter al celor de la Sim. La început mi s-a părut ciudat, acum îmi place foarte, foarte mult, pentru că e foarte funcțional. E un scooter la urma urmei, dar e un pic diferit. În primul rând, are roțile mari, trece ușor peste gropi, trece ușor peste canalele din București, trece foarte ușor peste borduri. Este super relaxant, foarte ușor de strecurat prin trafic. Faptul că nu mai trebuie să mai schimbi viteze, faptul că nu mai trebuie să mai te, nu știu, te gândești că stai că apăs ambreiajul, stai că țin ambreiajul apăsat, stai că lucrurile astea personal îți iau o grămadă de gânduri pe care nu mai trebuie să le mai ai. Acum, lăsând la o parte partea cu categoria B, eu cred că categoria A1 o poți obține foarte ușor. În primul rând că costurile nu sunt foarte mari, asta odată. Doi, un astfel de scooter este cu adevărat, simți tu că mergi cu el, pentru că da, pe un scooter de 50 este fun, să zicem, dar atât, nu duce lucrurile mai departe. În schimb, scooterul ăsta poate să fie mijlocul tău de transport pe perioada primăverii, verii și a toamnei. Ok, nu mergi iarna pentru că nu vrei, deși poți să ții protecții pentru mâini, poți să ții o păturică pe care să ți-o pui în momentul în care mergi cu scooterul iarna, dar să zicem că nu vrei să renunți la confortul tău. Este un scooter Euro 5. Scooterul are ABS față-spate pentru că este obligatoriu. De la 125 în sus, Euro 5, ai obligatoriu ABS față-spate. Nu mai poți trece cu frâne combinate la această normă. Mai departe, vorbim despre iluminare cu LED și față și spate, pentru că pe timp de noapte contează foarte tare să ai o lumină cu LED față de un far clasic cu halogen. 12,5 cai putere are această bestiuță pe două roți. Din nou, nu sună mult, dar 12 cai putere sunt excelenți. De ce? Pleci primul de la semafor, nu ai niciodată grija, chiar și cu pasager. Eu am 75 de kg aproape și Georgiana are 45 de kg. Toate astea, greutatea aceasta împreună, ne fac să plecăm de la semafor fără nicio problemă în București. Unde, știți foarte bine că oamenii pleacă extrem, extrem de repede de la semafor. Deci, partea de siguranță cu plecarea, excelent. Nu ai nevoie de încălțări speciale pentru motocicletă. Adică, nu trebuie să schimbi vitezele, poți să te încalți cu chestii pe care le poți purta la birou, chestii pe care să le pui aici pe această platformă, foarte aderentă și foarte ușor. Lucru care, din nou, contează foarte mult. Te poți îmbrăca la costum, te poți îmbrăca cum dorești tu, casual și așa mai departe. Ai tot așa aici, o șa și mai mare în spate, loc să pui cutia, spațiu special aici să-ți pui cutia, dar nu ai nevoie, pentru că deschidem șaua aici, nu intră două căști full face, ci două căști open face. Aici sunt niște sărățele cu cașcaval. Cert este că ai un spațiu foarte, foarte generos sub șa și asta mi se pare foarte bine. Șaua se închide foarte ușor. Bordul este digital și se vede excelent. Sunetul motorului pentru mine contează foarte tare. Pe un scooter nu îl iau să mă dau în stambă. Drept urmare, ce îmi place cel mai tare este că e foarte silențios. O să spună cei care sunt loud pipes save lives sau ceva de genul saves lives. E bine, credeți-mă că în trafic
oricât de tare avea toba, dacă cineva nu vrea să se dea la o parte, nu se va da. Sau nu vrea să-ți facă loc sau să, nu știu, vrea să te pună în pericol. La viteze mari, motorul nu vibrează absolut deloc. Adică e chiar plăcut la 90-100 de km pe oră. Apropo, viteza maximă este undeva 110 km pe oră. Nu vibrează deloc, urât, nu se simte nimic problematic în ghidon sau în șa. Un alt lucru care îmi place la scooterul ăsta este cu siguranță sistemul de frânare. Frânează instantaneu, a mers cu mopedul, era să spun, cu scooterul, a mers pe ploaie, a mers pe uscat, a mers pe teren accidentat. Totul a fost la superlativ. De fapt, sistemul de frânare cred că este cea mai bună parte din scooterul ăsta. La partea de benzină, consumă foarte puțin. 1,8-2 litri la sută, undeva pe acolo, mai ales că vorbim despre un sistem cu injecție. Îmi place cârligul acesta. L-ai scos, ai agățat repede o pungă care nu încape dedesubt aici. Nu o să stai la fel de bine cu picioarele, dar, din nou, poți să cari un astfel de lucru. Cu motocicleta, niciodată nu se întâmplă lucrul ăsta. Bineînțeles, nu sunt doar avantaje. Hai să trecem repede printre dezavantaje. Toba se încălzește foarte tare și căldura care vine de acolo e uneori problematică. Sunt sigur că acum vara este și mai rău pentru că toată căldura și plus căldura de la sol vine spre picior. Lucru care, da, la motocicletă, cel puțin la motocicleta mea, nu se întâmplă lucrul ăsta pentru că toba este de inox. Spațiul de la picioare. Eu sunt o persoană care are 173 de centimetri, deci cred că undeva la 180-185 de centimetri se oprește spațiul pentru picioare. Scărițele îmi displac enorm de tare. Speram să fie cu ceva arculeț, cu vreo treabă. Nu sunt. Nu sunt rele, dar nu sunt nici pe placul meu și nu ai avarie, lucru care mi se pare un pic ciudat. Ai semnalizare, dar nu ai avarie. Nu știu de ce. Nu mă întrebați, nu știu de ce, dar un alt lucru pe care nu înțeleg sunt oglinzile acestea țuguiate. Nu înțeleg de ce sunt atât de țuguiate. Vor să imite vreo ceva, vreo frunză inspirată din, nu știu, eucaliptul lupește. Deci nu înțeleg care e treaba, frate, cu sunt atât de ascuțite. Nu sunt rele, dar nu sunt nici bune, cu siguranță. Bușonul de benzină este ieftin. N-aș putea cum să, nu știu, n-am cum să-l numesc altfel. Este ieftin. Ce să mai? Îl scoți de acolo, trebuie să-l pui pe șa. Ce pot să spun este că experiența mea de băgat benzină în scooter a fost, să zicem, nu știu, 6 din 10, undeva pe acolo. Ce este special la acest scooter? Poți să-l parchezi absolut oriunde. Nu mai există problema că nu găsești loc de parcare sau că trebuie să plătești loc de parcare. Și între noi fie vorba, sunt unii oameni care plătesc 1000 de euro pe un loc de parcare. De ce ai face asta? Dar ok, sunt oameni care dau 5-6 mii de euro pe un loc de parcare. De ce? Uite, iată soluția. Adică la jumătate din prețul locului de parcare, ai loc de parcare oriunde și ajungi oriunde foarte repede. Cred că este un avantaj, nu? Săptămâna aceasta când am mers cu scooterul, pentru mine a fost o reală plăcere. În primul rând că, v-am zis, modul în care merge, în care se simte, este super, super tare. Și doi, ce mi-a plăcut și mai tare, este că nu se simte ieftin, nu se simte făcut, nu știu, greșit, ci totul, toate finisajele sunt de bună calitate. Și sunetul motorului. Mai mult, un alt lucru care mi-a plăcut foarte, foarte tare, este cu siguranță faptul că șoferii consider, sau cred că sunt pe un scooter de 50 și de la semafor vor să plece primii. Dar au o surpriză neplăcută în momentul în care, ei bine, tu pleci primul. Uhu! Iar ca toate astea să fie cât se poate de veridice, îl avem cu noi pe un individ. Pe cine? Pe Radu de la Motorbike. Uite, fata asta merge pe trotinetă, are șa, dar merge pe trotinetă. Eu zic să o convins să meargă și ea pe ceva cum trebuie, adică pe un scooter de 125. Ce zici? Vrei să o convingi? Da, trebuie să se uite la clipurile lui Motorbike. Păi asta zic, îi spun, hei, uite-te la Motorbike și mergi pe motocicletă sau pe scooter de 125. În primul rând că dacă știi să strecori traficul, e mult mai important să faci asta decât să mergi foarte repede între semafoare. Că degeaba mergi repede între semafoare dacă nu ai o viteză medie foarte bună. Și cred că asta e cel mai important. Viteză medie bună înseamnă că dacă ai un vehicul care îți permite să te strecori repede, e genial. Eu i-am pus scooterul lui ăstuia acum o săptămână benzină și abia s-a consumat doar o linie și am mers cu el în fiecare zi, apropo. E adevărat că nu un drum foarte lung, 20 de kilometri, dar
Mi se pare super tare. Păi tocmai de asta am ajuns și eu pe rezervă, că uiți să bagi, uiți să bagi benzină în ea. Ai o problemă în faptul că vreau să merg pe autostradă cu scuterul? Da, nu? Crezi că nu poate sau ce? Păi da. Ok, hai, că n-ai kill switch. Știu. Al meu trage mai bine sau mi se pare mie? Sincer nu cred că e o diferență între ele. Hai să facem o plecare de la semafor, ce zici? Radu este în modul launch control. Te-am făcut. S-ar putea să fie o diferență mică în greutatea bilelor de la variator. Probabil, dar te-am pentru făcut. Că da, urc un pic mai rapid în turul tău. Da. Salut, motociclistule, nu ai salutat. Da, al meu merge mai repede. Nu știu de ce am impresia asta. Am mers și eu și pe Jet 14 și Symphony este, mi se pare că merge mai tare. Are o accelerație un pic mai bună. Dar asta se rezolvă foarte rapid. O rezolv cu maximum 50 de lei cu niște greutăți la variator mai mici. Nu avea nicio treabă. Că tot pe tine te înjura. Gen, ce cauți, bă, acolo, bă? Tu știi cine sunt eu? Eu sunt taximetrist, frate. Hai să vorbim despre faptul că scuterul în trafic se simte excelent. Sunt foarte mulți oameni care sunt speriați de mersul pe două roți în trafic motorizat. Mă refer cu scuter sau motocicletă. Cred că și cu bicicleta e la fel. Cu bicicleta, da, e terifiant, dar cu motocicleta, scuterul nu e chiar la fel. Hai să nu... Bă, uneori pe bună dreptate, n-am ce comenta. Personal, cred că e de 10.000 de ori mai bine cu scuterul decât cu bicicleta în da. București. Mai ales dacă porți echipament. Dacă porți echipament, cu siguranță. Nu poți să pedalezi în echipament de protecție moto, dar poți să mergi pe scooter în echipament de protecție moto. Da, uite, eu plec mai repede. Ce tare. Stai să-mi iau poziția de atac. Cum ai învățat tu la... Cum îi spune? La circuit. La circuit, da. La 50 de km pe oră nu se simte niciun fel de vibrație. Asta mi se pare excelent. Roți mari, vibrații puține, zgomot puțin. Eu am fost în Danemarca pe scooter și trebuie să recunosc că mi-am schimbat total percepția despre scutere. Înainte să-mi cumpăr motocicletă, dacă îmi spuneai să-mi cumpăr scooter, indiferent de orice cilindre din asta cu scobitură la mijloc, aș fi spus cu siguranță nu. Niciodată, niciodată. În schimb, astăzi pot să recunosc așa. În primul rând, Radu este pe scooter, ceea ce este super, super tare și sunt mândru de chestia asta. 2. Tata a renunțat la foarte multe dintre drumurile lui cu mașina pentru că folosește scooterul. El are un scooter tot de la Sim, un Mio 50, pe care îl folosește cu succes și îi place foarte, foarte mult. Și Georgiana plănuiește să-și cumpere și ea un scooter de 50 adevărat, pe care să meargă în București, pentru că îi place foarte, foarte mult. A mers pe unul electric până acum ca să se învețe puțin și i-a plăcut enorm, enorm de tare. Așa că, ce să mai, sunt mândru că am reușit să convertesc oameni printre altele și doi, am fost mândru de mine că nu mai sunt atât de prost și ignorant și să nu știu că, de fapt, scooterul este un mijloc de transport foarte, foarte important care în oraș te poate salva de trafic, de probleme, de o grămadă de chestii aiurea. Suntem cu scuterul pe autostradă și vedem cât de repede merge. Partea interesantă este că nu simt nicio problemă cu vântul, nu știu, nici măcar la picioare. E super interesant. 107.
Hai că mergem la aspirație. Este super mega fan scooterul ăsta. Nu mai stă în spatele meu, Radu. Vin la aspirație, așa se numește asta. Mașinăria asta îți cumpără mai mult timp față de o mașină care trece pe lângă mine și care rămâne prinsă în trafic. E adevărat că nu tot timpul, dar în mare parte din timp, mai ales în orașele mari, rămâne prinsă în trafic. Chiar pentru asta este scooterul ăsta, din punctul meu de vedere. Pentru mersul prin București cu adevărat în siguranță și să ții pasul cu traficul, pentru naveta între locuri, nu știu, oraș mai mare, localitate mică, sau dacă ești îndeajuns de curajos și de bucuros și de, nu știu, aventurier, poți să-i pui o cutie cu spațiu de aici și poți să mergi la drum lung oriunde vrei tu, până la mare. Și ajungi în 2 ore și jumătate, în teorie, dacă mergi cu 100 de km pe oră constant. Dacă nu, faci 3 ore, 4. Eu am mers cu mopedul de 50 până la mare și nu m-am plâns. Drept urmare, tu de ce te plângi? Mergeți și testați-l un pic la SIM, o să vă placă foarte tare. Videoclipul ăsta n-a fost în niciun fel sponsorizat sau nu a fost plătit în niciun fel de cei de la SIM. Eu l-am cerut scooterul acesta la test, mi l-au lăsat o săptămână, ceea ce pentru mine a fost super, super tare. Și mie și Georgianei ne-a plăcut foarte, 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 foarte mult scooterul ăsta. Nu este plin de avantaje, este un scooter foarte bine echilibrat, adică se vede unde s-au tăiat costurile, dar încă o dată tu câștigi ca și cumpărător din punctul meu de vedere, mai ales dacă le iei prin programul Rabla, este excelent. Adică prețul acestei mini motociclete este mai mic decât o bicicletă electrică sau multe scutere de 50 Vespa Aprilia. Adică da. Bine, cred că am vorbit cam și am spus cam tot ce puteam spune despre scooter. Vă mulțumesc mult că vă uitați la mine, ne vedem în episodul următor. Salutare, papa. Și mergeți pe două roți, că e foarte important. Indiferent pe ce roți, motorizate sau nu. Go. De 125 de centimetri cub cu permisul cu hai încă o dată. Chiar dacă cu siguranță ați spus nu reușesc să vorbesc, dacă vrei să mă crezi. Hai să începem episodul ca șofer. Adică un alt aspect foarte important și uite că avem un spectator. Ia uite-te. Uite-l pe spectatorul. Salut, spectatorule, ce faci? Auzi, băiatul, vrei un scooter? Hai, vino aici. Vino să spun o poveste. Vino încoace, măi, vino încoace, măi.